Tudor Chiril, document exploziv despre legile justiției. Atac furibund la adresa PSD, am luat lectura cu un judector. Tudor Chiril a dezvăluit pe pagina sa de Facebook ce a contactat un judector care a fost dispus să redacteze un document pe înțelesul tuturor care s-ar putea numi simplu, efectele devastatoare ale modificărilor legilor justiției. Este se pete mâna mare. Timp pentru reculegere introspechie. Îmi propusesem să nu postez. Doar ce nu cred ce ei se simchisesc în vreun fel de repausul spiritual ca să se oprească din acapararea României. Mă refer la legile justiției care în curând vor merge la promulgare. Lumea e confuzii, nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă. Pentru mine e limpede ce singurul scop al programului de guvernare este măcelărirea justiției de o manieră care se îi pun pe ei la adpostii, mai ales. Să le permit să continue să fac ce tiu ei mai bine, deturnarea banilor notri cetre buzunarele lor. Însă pe temâna mare ei nu vor lua pauză. Se vor închina la icoane cu gândul la arginii. A ce am zis să-mi fac datoria fa de mine i se me documentez. Am luat lectura cu un judector care a fost dispus să redacteze un document pe înțelesul tuturor care s-ar putea numi simplu, efectele devastatoare ale modificărilor legilor justiției. O să se găsească repede unii care se spun ce mai vrei, au fost depuse amendamente ICCR a revenit cu sugestiile de modificare. De acord, doar CCCR se ocupă de ceea ce este legal și constituțional, nu de ceea ce este imoral. Vă rog să citiți documentul de mai jos și să dai mai departe dacă considerați ce este cazul. Singura noastră armă informarea. Alors dezinformarea. Ei au un arsenal. Am simțit-o pe pielea mea, a scris Tudor Chiril, pe Facebook.